Salutare și bun venit pe canalul meu. Astăzi facem prezentare la piatra de ascuțit de la King cu granulație 800. Vestitul producător King, care este cunoscut în întreaga lume, și pietrele de la acest producător. Este o piatră care am primit-o zilele trecute de la prietenul meu Alex din Timișoara, care mi-a lăsat câteva din pietrele lui pentru testare, deci vor urma și alte prezentări. Dar, surpriză, de data asta mi-a lăsat și unul din cuțitele lui foarte faine pentru ascuțit. Este un cuțit japonez, un Sujihiki, de la Konosuke, cu lama din oțel suedez. Pentru cunoscători, sau mai exact pentru necunoscători, oțelul suedez este unul din cele mai pure metale de pe planeta noastră. Deci este un cuțit foarte, foarte grozav. Este un slicer. Dar la acesta îi voi face o altă filmare, o prezentare și, bineînțeles, îl vom și ascuți într-un alt tutorial. Bun, revenind la piatra noastră, avem aici King Deluxe de 800. Am să încep cu dimensiunile ei și prețuri, după care vom face o probă ca să vedem și cum se comportă. Deci King Deluxe, granulație 800, dimensiune pe lungime are 207 mm, lățime are 66 mm și grosime 32. Vreau să fac o paranteză, să vă spun că există și o a doua variantă, aceeași piatră identică, dar cu alte dimensiuni, mai exact lungime 205, adică cu 2 mm mai mică ca asta, în schimb este mai lată, unde asta având 66 mm, cealaltă are 76, dacă mi-amintesc. 75 de milimetri are lățime și grosime are 36, unde asta am zis că are 32. La prețuri depinde de unde o luați. Dacă o luați din Europa sau din afară, am văzut că se practică online prețuri de la 20 de euro în sus, dar veți plăti considerabil transport și taxe, adică cel puțin încă jumătate din prețul ei. Dacă o luați în România, am văzut-o pe la prețuri de 140 de lei, ceva de genul, nu știu, 140-150, iar cealaltă cu dimensiuni mai mari, am văzut că este o diferență foarte mică de 15-20-30 de lei între ele. Eu personal, dacă ar fi să aleg, aș alege-o pe cealaltă, pentru că din start e mai multă piatră, adică e mai groasă cu 4 mm, e mai lată cu 9 mm. Și la o diferență de 15-20 de lei, evident, e o alegere mai bună cealaltă variantă. Un alt motiv pentru care aș alege-o pe cealaltă, datorită lățimii, suprafața de contact a pietrei pe cuțit, pe lamă, adică pe tăiș, este mult mai mare, da? Fiind mai lată. Și atunci asta te ajută la a păstra un unghi mai consistent atunci când ascuți, cealaltă fiind mai lată, da? Dar, bineînțeles, dacă știți să ascuți bine, ascuți practic pe orice piatră, dar am vrut doar să menționez ca să știți că e mai avantajoasă cealaltă variantă. Eu, înainte de această prezentare, am testat-o. Am făcut câteva ascuțiri pe ea ca să îmi dau seama despre ce voi vorbi acum. Și, înainte de a-mi spune părerea despre ea, am să și fac o probă de ascuțit. Aș fi vrut să fac o probă de ascuțire pe cuțitul meu japonez cu lama din VG10, pentru că se comportă diferit la acel metal. De fapt, orice piatră se comportă diferit, pentru că fiind un oțel inoxidabil, are oarecare rezistență la abraziune și se ascute mai greu, dar pentru că majoritatea dintre noi, probabil, sau cei mai mulți, avem cuțite ieftine din oțel moale, am ales să fac o probă cu cuțitul ăsta ieftin, din oțel moale, și să vedem cam câte treceri sunt
necesare ca să dezvoltăm bavură pe o parte, ce fel de finish ne lasă la sfârșit. Uite că m-am și tăiat un pic, dacă nu sunt atent, pentru că cuțitul e ascuțit. Și să vedem per total cum se comportă și ce rezultate putem avea cu această piatră. Am să tocesc cuțitul înainte de toate. Am să-l șterg un pic. Hai să vedem dacă mai taie. Deci evident, nu mai taie cuțitul, da? Și vom începe. Îți alegi unghiul la care dorești să se ascuți. Avem două treceri complete. Avem trei treceri. Avem patru treceri. Și avem bavura deja pe toată lungimea pietrei la a cincea trecere. Voi mai face câteva treceri pentru că am o diferență de consistență la bavură, asta din cauza mea, bineînțeles, nu din cauza pietrei, pentru că vreau să facem și un test de tăiere și atunci vreau să fie cât mai concludent. Ok, trecem pe cealaltă parte. Se pare că deja la prima trecere avem bavura și pe partea cealaltă, mai puțin la călcâie aici unde va trebui să insist un pic. Deci practic nu a fost nevoie decât de o singură trecere pe cealaltă parte, dar pentru a fi cât mai consistentă bavura, bineînțeles, trebuie să mai continui un pic. Ok, am să-l și finisez acum ca să vedem cum taie după testare. Îmi place senzația. Este foarte plăcută la ascuțire. Nu am menționat faptul că, adică am menționat că este o piatră de apă, da? Necesită un timp de scufundare. Am observat că e un minim de 5 minute, dar probabil după fiecare piatră în parte, atunci când nu mai eliberează bulele de aer, piatra este numai bună de lucru. Deci undeva la un minim de 5 minute, scufundare înainte de folosire. Este o piatră moale, deci nu face parte din categoria celor tari, cum cele ceramice sau cele naturale.
Asta înseamnă evident că se va toci mai repejor decât una ceramică. Verific tăișul. L-am șters și am vrut să vă arăt ceva. Am să mai fac câteva treceri pentru că vreau să vă arăt ceva ce am observat. Dar din păcate un pic târziu acum, pentru că l-am șters prea repede. Bun. Primul lucru care vreau să vi-l arăt, ce mi-a să mie în evidență. În speranța că se vede și pe cameră. Vedeți aici mizeria asta, bineînțeles. În mod normal ar trebui să fie pilitura împreună cu particulele de abrazive de la piatră. Eu din ce văd, mai mult pe această lamă sunt particulele abrazive de la piatră. Este mai mult culoarea pietrei. Deci nu văd prea mult pilitura cuțitului, chit că trebuia să arăt înainte de a-l finisa. Dar pentru că am mai testat-o și înainte, am observat deja chestia asta și ce vreau să scot în evidență este faptul că îmi dau seama că piatra eliberează foarte, foarte multe abrazive la ascuțire, ceea ce în mod normal te ajută. Ajută la ascuțire eficient. Dar totodată asta îmi zice că această piatră se va toci mult mai repede, cred eu, decât altele. Cel puțin dacă ar fi să o compar cu piatra mea de 1000 de la Cerax, care nu eliberează atât de multe particule abrazive, mi se pare că eliberează prea mult praf din ăsta de ascuțit. Și nu știu ce să zic. Pe de o parte e bine că ascuți eficient, pe de altă parte îmi dă senzația că se va toci mai repede decât m-aș aștepta eu personal, sau mai mult decât aș prefera. Nu-mi plac cele ceramice, cele tari sau naturale, dar pentru o piatră moale cred că se va toci destul de repejor. Am făcut iar greșeala că am curățat-o, trebuia să văd. De fapt, ați văzut și voi cam cum s-a încărcat piatra. În schimb, ce vreau să arăt este faptul că nu se încarcă foarte mult. Și hai să vedem. Se și curăță foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Deci ea e deja doar la o clătire cu subjet de apă, e curată. Nu se încarcă aproape deloc. Foarte bine. Haideți să ducem și la sfârșit finisajul și testul de tăiere și după aia să vedem impresii. Am să șterg cuțitul. Hai să vedem și finish-ul care rămâne în urma ascuțirii. Este unul mat, tipic pietrelor de categoria asta de granulații 800-1000. Nu știu cum să fac să se vadă mai clar. Dar observați și voi. Bun, îi facem un test de tăiere.
După cum se vede, taie foarte bine. Simt o oarecare diferență de atunci când tai hârtia față de, mă rog, o piatră de 1000, unde se simte mult mai fin, dar per total rezultatele sunt mai mult decât satisfăcătoare, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă am să-l dau un pic și pe strop, ca să vedem rezultatele de după. Asta în cazul în care aveți un strop de piele cu sau fără pasta abrazivă pe el. Hai să vedem cum taie după piele. Da, mult mai fin, evident. Ok, concluzie. De plăcut îmi place. Îmi place cum se simte, îmi place feedback-ul. Categoric se simte, cel puțin la mână, se simte mai abraziv decât o piatră de granulați 1000, ceea ce este un lucru bun. Îmi place că nu se încarcă cu pilitură, se curăță foarte ușor. Dimensiunile ei sunt ok, chiar dacă am zis că ar fi o alegere mai bună cealaltă variantă, mai lată și mai groasă, raport ce oferă între preț și ce oferă piatra. Am avut un număr de 5 treceri pe prima parte până am dezvoltat bavura, cu toate că, țineți cont, vorbim de acest tip de cuțit și nu de altul, adică na, diferă de la caz la caz în funcție de materialul din care e făcut cuțitul și la fel diferă pietrele de la producător la producător, pentru că dacă o comparăm cu o altă piatră de alt producător, s-ar putea să fie, bineînțeles, diferențe. Ce vreau este însă să fac o comparație între piatra asta și Ceraxul meu de 1000, unde, având în vedere că asta e granulație de 1000, am avut, pentru că am zis că am testat piatra înainte de această filmare și am testat-o pe mai multe cuțite, inclusiv pe acesta. Pe acest cuțit, pe piatra mea de 1000, am făcut exact același număr de 5 treceri pe partea dreaptă până am dezvoltat bavura. Adică același număr de treceri ca și această piatră. Și atunci este un aspect care, să zicem că nu prea pușcă mie, nu-mi convine. Dacă pe granulație 1000 fac același număr de treceri până dezvolt bavura, de ce nu reușește această piatră să taie mai repede, printr-un număr mai puțin de treceri? Dar bineînțeles, presupunând și că am avut aceeași consistență de presiune atunci când am ascuțit. Una peste alta, m-aș fi așteptat să taie un pic mai agresiv la granulația ei de 800. Se pare că, comparativ cu cea de 1000, este undeva tot acolo. Dar, cu toate astea, piatra taie foarte, foarte bine, senzația este plăcută. Ce am zis că mi se pare negativ cumva, dar pentru mine, pentru că când vine vorba de pietre, părerile sunt nu doar diferite, ci părtinitoare în funcție de propria plăcere. Am zis că eliberează foarte multe particule abrazive și văd pe lamă mai mult piatră decât pilitură. Faptul că eliberează particule de abrazive e un lucru bun pentru că te ajută la tăiere, în schimb, așa am impresia că se va toci mai repede decât eu personal m-aș aștepta. Din păcate nu este piatra mea, nu pot să-i fac un review pe un termen mai lung de utilizare, dar cam asta este părerea mea. Depinde de voi ce părere aveți. Faptul că vă ajută acele particule liberate să ascută bine e un avantaj sau dacă vi se pare că se va toci mai repede decât trebuie, din acest motiv poate nu vă place. Rămâne la atitudinea voastră. Dar evident, când vine vorba de faptul că e piatră de apă de scufundat și faptul că este moale, pentru cei care nu vă plac genul ăsta de pietre și le preferați pe cele mai tari, mai cum cele ceramice sau naturale, categoric probabil nu este vorba, nu se potrivește pentru voi.
Asta fiind zise, cam asta este părerea mea. Îmi place, pozitiv e faptul că ascultă bine, se comportă bine, feedback-ul și auditiv și cum se simte. Simți în orice moment fiecare trecere pe piatră, e ok. Nu-mi place faptul că eliberează acele particule prea mult și mi se pare că se va toci prematur. Și faptul că eu așa consider că ar trebui să taie un pic mai repede pentru granulația ei față de o piatră de 1000. Bun, cam asta pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un share. Dacă aveți de făcut comentarii sau vă exprimați-vă părerile în rubrica de comentarii, să le dezbatem dacă vreți. Și poate, bineînțeles, pentru cei care ați utilizat-o pe un termen mai lung, de câteva luni sau câțiva ani, poate ne ajută un feedback pe perioadă mai lungă. Stați pe aproape pentru noutăți, abonați-vă la canal, pentru că vor urma și alte prezentări de alte pietre, inclusiv de la King. Și bineînțeles, acel cuțit care vi l-am arătat de la Konosuke, acest Sujihiki. Atât pentru astăzi, vă salut!